În duminica a doua din postul mare, credincioșii din Constanța s-au rugat și au luat aminte la cuvintele Evangheliei despre vindecarea slăbănogului din Capernaum la Catedrala Arhiepiscopală din oraș. Sfânta liturghie a fost săvârșită în lăcașul de cult ocrotit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Amintind învățăturile Sfântului Grigorie Palama, ierarhul a afirmat că omul prin rugăciune poate să primească harul lui Dumnezeu. Ce simte omul copleșit de credință în rugăciune? Simte lumina lui Dumnezeu cea necreată care învăluie sufletul. Și de aceea, iată, Sfântul Grigorie Palama este învățătorul cel mai strălucit despre energiile divine necreate pe care le mărturisește Ortodoxia, și acestea sunt energiile care l-au îmbrăcat pe Mântuitorul când a înviat din morți, lumină în care este îmbrăcat și astăzi în ceruri, unde s-a înălțat de-a dreapta Tatălui, și lumina energiilor pe care ne-o trimite la sărbătoare pe care ne pregătim cu post și rugăciune la sărbătoarea Paștilor. Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel a fost construită între anii 1883 și 1885.